Bună dimineața! Astăzi suntem în 22 septembrie. De mâine o să înceapă și toamna, în mod oficial, astronomic. Eu așa țin evidența sezoanelor de o vreme încoace, pentru că ăla este cel mai corect mod de a măsura, să zic așa, timpul. Am ieșit un pic în grădină, am zis să fac un clip scurt, zic eu, dar nu știu cât de lung o să iasă, în care să vă arăt cum mai arată pe la mine prin curte, acum la sfârșit de vară. E secetă de ceva vreme, am avut parte de ploi toată vara, a plouat aproape în continuu, cam până pe la jumătatea lui august, dacă nu și mai bine, și de atunci este secetă, 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 pământul e foarte tare. Au început și plantele astea să mai sufere. Am mai încercat eu să le mai ud, dar nu face față. Atât că am avut niște zile foarte răcoroase. A fost un val de frig acum vreo 2 zile. Chiar și aseară a fost destul de frig. A avut undeva la vreo 3-4 grade noaptea. De-aia nu eram foarte sigur ce să fac cu florile astea de la terasă. Să le bag în casă, să le mai las. Am zis să le mai las, că poate o să se ducă repede. E cam devreme să vină de acum frigul, din experiențe. Florii nu prea mai sunt cine știe ce. Au rămas așa mai mult bețele astea, frunzele. Mai sunt câteva așa care au mai rămas. Zis să fac așa o scurtă tură. Am început să se coacă și strugurii ăștia, dar nu prea au avut apă. Uite, sunt cam stafidiți. S-au copt destul de greu și majoritatea sunt afectați de secetă. Le-ar fi trebuit apă tocmai acum, când sunt în coacere. Ar trebui să înceapă să înflorească crizantemele astea de toamnă. Am câteva tufe pe aici, pe stânga. Probabil că în vreo 2 săptămâni, 3, o să înceapă să înflorească. Mai am niște struguri albe așa aici pe viță, foarte gustoși. Aștia văd că au mers ceva mai bine. Foarte buni. În vreo lună o să mă apuc să fac și curățenie. Le las să se usuce bine de tot toate, să muncesc o singură dată. O să bag și mașina de tuns iarbă. Nu e foarte mare, n-a mai crescut, că nu prea a avut de unde să mai crească. Dar aș băga-o astăzi odată. Și cred că o să-i mai dau o tură atunci, pe la sfârșit de octombrie, începând de noiembrie. Vreau să o las cât mai mic așa pentru iarnă, așa o las în fiecare an. Dar aștept eu că mai sunt semințe din astea, de la iarba asta mai lată, și nu prea aș vrea să le dau voie să se coacă, să cadă, să încerc să mențină mai mult iarba asta care îmi place mie. În zona asta aici ce curată, verde, frumoasă este. Acolo un pic mai uscată, mai părjolită. Da, cu gazon am tot făcut clipuri, v-am arătat și cum o tund și cum îl întrețin, cum mai aerez, cum scarific, cât de cât să se mențină frumoasă. Altfel vin speciile astea mai agresive și o copleșesc. Mai am niște viță aici pe partea asta. Nu am apucat să-i fac un șpalier cum trebuie anul ăsta. Așa că o să rămână un proiect pentru anul. Momentan am băgat și eu niște pare așa în pământ și am prins niște lații din ăștia să stea cât de cât. Dar o să
O să-i fac un clip ca lumea. Aici am o viță. E un soi din asta de masă. Am vița asta de când eram mic, mi-aduc aminte de ea. Nu era pus aici, a tot fost mutată. Și acum vreo 2 ani am pus-o aici. A crescut destul de bine, s-a înălțat. Și văd că merge foarte bine așa legată frumos pe verticală. Habar nu am ce soi de viță este, face niște struguri de genul ăsta. Sunt de masă. Dar nu prea reușesc eu să focalizez atunci când am nevoie. Ceva de genul ăsta așa. Niște struguri foarte dulci. Cam așa arată Bob. Bine, asta nu e foarte bine copt, am câțiva aici sus. Îmi plac foarte mult. Sunt foarte buni. Nu am nevoie de viță de vin. Nu prea fac vin, nici nu prea beau vin. Prea beau alcool în general. Așa că îi țin de mâncare, de poftă. Uitam la mărul ăsta. Nu e foarte productiv. Uite, am un singur fruct aici. Mă mir cum s-a menținut și asta. Este golden. Văd că e destul de timpuriu, să zic așa, se coace destul de târziu. O să-l las să văd cam ce gust are. Nu o să așa foarte încântat de specie. Dar o să încerc eventual să-l altoiesc. Am în față un soi mult mai bun. Se coc prin august. Și poate reușesc să saltuiesc. Dar trebuie să mă intereseze să văd dacă merge măr în măr. Nu prea sunt la curent cu metodele de altuire. Am alunul. Văd că a făcut. Are câteva alune. Partea nasolei că se umplu de urechelnițe, de urechelnița în el. Și le mănâncă, le sparge. Eu l-am pus mai mult de decoraș, un pic roșiatic și de aspect. Dacă mănânc și o alună e bonus. Cireșii au cam chelit. Ăștia au fost defoliați între primii și cu vișinul ăla de acolo. O să mă uit să văd dacă trebuie făcute ceva, o lucrări de tăiere acum toamna, dacă nu la primăvară. Știu, am văzut niște clipuri pe internet să fac niște tăieri, chiar și vara. Ar crește mai repede, se formează mai repede decât dacă îl lași în modul lui natural. A, nu e nicio grabă. O să văd cu timpul. Poate îi înlocuiesc pe toți și pun doar cireși. Mie îmi plac foarte mult cireșele, mai ales că ăștia sunt mici. Nu prea mi-ajunge mie ce produc. Aș lăsa vișinul ăsta de aici, un soi de vișin pe care nu l-am mai văzut până acum. Face vișinele înaintea cireșilor. Niște vișine foarte bune. Și aici am avut, în locul ăsta, un cais, s-a uscat. Probabil că ați văzut în clipul trecut. Și a rămas așa un loc gol. Da, aiurea, dar o să pun în primăvară ceva. Poate tot cireș. Am zis că le merge foarte bine unul lângă altul. Și asta vreau să fac, profit de faptul că azi e un pic de soare. Să-mi arăt soarele. Poate vă era dor de el. Bag mașina. Îi dau un soare rapid, așa nu e foarte mare, imediat o adun. Și o să-i mai dau una pe la sfârșit de octombrie, atunci când o să fac curățenie generală de toamnă, când o să tai toate uscăturile și o să adun toate vreascurile astea. Așa că rău nu se prezintă grădina momentan,
Nici n-am pătruns așa bine în toamnă. Încă mai este verde. Vreau să-mi iau un scaun din ăla șezlong, să-mi-l pun acolo între pomi. Beau o cafea, fumez câteva țigări de încurajare și profit că azi sunt liber. Urmă o să văd cu nuci ăștia. Ar că am trebuit să înceapă să se coacă vreo 2 săptămâni, așa cred că o să încep să adun de prin ei. Am găsit niște zmeurică, am cules-o. A doua serie de smeură. Smeura de toamnă. Uite, mai sunt acolo, dar sunt urzici. Nu vine să bag mâna prin gard. Mai am aici în grădina din spate tot așa niște viță, asta dacă nu mă înșel e ananas. Am început să se coacă și ăștia. Vreau să-i adun, să-i culeg, să-i pun, să-i întind undeva la rece, probabil urc sus în mansardă, îi pun pe niște ziare ceva și mai mănânc seara din ei în loc de dulciuri. Aici am mai pus mai cu niște trandafiri de ăștia sub sticle. Este un pui de piersic. Să vin cu niște găleți de apă să le mai torn. Uite ce bine arată. Nu prea-mi plac ăștia că au coaja cam tare, dar foarte dulci în schimb. Vreau să văd dacă au început să cadă nucile. Un pic cam de vreme, uite. Au început să cadă. Cam asta. Mi-era dor să mai fac un clip din grădina. Să vă mai arăt și vouă cum se mai prezintă lucrurile pe la mine. Le-am neglijat un pic, am avut niște treabă în ultima vreme. Am început un proiect la cineva. Facem o căsuță de vacanță și am tot avut de turnat betoane, de pregătit teren. Când mai prind așa câte o zi liberă, mai mă ocup și pe la mine. Deci, la casă n-am mai făcut mare lucru, nici o grabă. O să vă țin la curent cu tot ce fac prin curte și cam asta e treaba. Florile văd că nu au suferit de frig. Nu, au fost câteva zile așa de răcoare, dar am văzut la meteo că o să se mai îndrepte. Deci n-ar avea rost să le bag în casă de acum. Am băgat puiuțul de brad aici la umbră. Și văd că merge foarte bine. Ăsta l-am avut plantat în pământ acum vreo 2 ani. În soare nu prea mergea, așa că l-am pus într-un ghiveci din asta și stă aici la umbră de anul trecut. Văd că merge foarte bine. Se simte ca la el în pădure acolo. Umbră și umezeală până când prinde el un pic de putere. Nu e foarte frumos, cam rahitic. Dar e singurul care a scăpat în cei 3 brădus pe care i-am adus de la munte, așa că îl las să vedem. Ce zice? Da. 15 minute. Dacă ați avut răbdare să vedeți 15 minute, sunteți cei mai tari. Vă las, mă apuc de tuns. Cred că într-o oră sunt gata, așa mai încet, cum mă mișc eu, cu pauze. Și o să mai vedeți ceva despre curte, despre grădină, când o să fac o curățenie generală. Probabil pe la sfârșit de octombrie,
început de noiembrie pe acolo. Eu vă doresc o zi așa cum este la mine, cu soare, frumos, și ne auzim la următorul clip. Numai bine!